În seara aceasta voi răspunde unei întrebări pe care sunt convins că mulți o avem în minte, fie că suntem creștini sau nu, fie că suntem pocăiți sau nu, și anume, ce vrea Dumnezeu să ne învețe atunci când tace? Titlul predicii din seara asta este Atunci când Dumnezeu tace. Atunci când Dumnezeu tace, sunt 5 lucruri pe care aș vrea să le învățăm în această zi și când vom pleca de aici, aș vrea să rămână în sufletul nostru și mai apoi Dumnezeu să folosească acest cuvânt ca să ne schimbe viața. Atunci când Dumnezeu tace, auzi. De ce? Pentru că Dumnezeu vorbește și prin tăcere. 2. Atunci când Dumnezeu tace, amintește-ți. Dumnezeu a vorbit deja. Și câteodată Dumnezeu nu vrea să se repete. Pur și simplu. Sunt momente când Dumnezeu spune un lucru și îl spune odată. Altă dată îl repetă de mai multe ori. Altă dată cuvântul lui e registrat în Scripturi. Poți să-l citești de câte ori vrei. Dumnezeu a zis odată să fie lumină. N-a mai repetat apoi să mai fie lumină. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le spune doar o singură dată sau le spune doar de câteva ori. Dumnezeu e stăpân să aleagă de câte ori vorbește un anumit lucru în dreptul nostru. De aceea, credința noastră se zidește pe cuvântul lui Dumnezeu, așa spune Biblia. Nu pe sentimentele noastre de moment. Amintește-ți, Dumnezeu a vorbit deja. 3. Atunci când Dumnezeu tace, cercetează-te. Dumnezeu a vorbit, dar tu n-ai vrut să asculți. Și când stai în fața lui Dumnezeu, care știe ce e dincolo de aparențe, El știe care e intenția ta, Dumnezeu știind că nu vrei să asculți, câteodată tace. Nu întotdeauna, dar câteodată tace. Exact așa cum Domnul a tăcut, de exemplu, în fața lui Irod. Sunt momente când oamenii întreabă și Dumnezeu tace. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că omul întreabă doar de dragul de a întreba. Sunt și întrebări de genul acesta. De aceea cercetează-te. Ai ascultat de ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit până acum? 4. Atunci când Dumnezeu tace, vezi, Dumnezeu lucrează dincolo de aparențe. Noi de obicei suntem obișnuiți să privim doar la ceea ce izbește privirea. Biblia ne spune că Dumnezeu lucrează în mod tainic și nevăzut, dincolo de aparențe. Spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 18, noi ne uităm la lucrurile care se văd de foarte multe ori, dar noi, în calitatea noastră de creștini, spune acolo Pavel, mai întâi în versetul 17, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. De ce? Pentru că noi, cei care suntem creștini, nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. De aceea, când ți se pare că Dumnezeu tace, învață să vezi dincolo de aparențe. Și 5. Atunci când Dumnezeu tace, ascultă. De ce? Pentru că, într-un fel, Dumnezeu nu încetează vreodată să vorbească. De exemplu, Biblia zice așa, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Nu există predicator mai bun decât cerurile. Acum nu putem să-l vedem chiar în timpul predicii în biserică, da? Biblia rămâne mai departe cuvântul lui Dumnezeu, chiar în cele mai grele momente din viața ta, când ți se pare că te rogi și te rogi degeaba. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu rămâne mai departe în sine cuvântul lui Dumnezeu. Și nu încetează să vorbească. Problema e, ești tu dispus să-L citești? Atunci când Dumnezeu tace, sunt 5 lucruri. Eu vi le spun acum la început, de-aia le-am și spus, în sensul în care vreau să stabilesc foarte clar schița predicii și după aceea nădăjduiesc că nu o să vă țin chiar așa mult. E cam cald în seara asta. Auzi, amintește-ți, cercetează-te, vezi și ascultă. Mai zic o dată, pentru că știu că e o metodă bună pedagogică asta. Auzi, amintește-ți, cercetează-te, vezi și ascultă. Și acum,
Vreau să deschideți Biblia împreună cu mine. Voi citi din Matei, din capitolul 15, un verset și după aceea o să citești și din Geneza. Matei, capitolul 15. E o femeie care are un copil bolnav. În versetul 22 aflăm că, din Matei 15, că femeia aceasta avea o fată care era muncită rău de un duh. Și femeia asta vine în fața Domnului Iisus și face o rugăciune, în versetul 22. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Dovedind cunoștințe teologice mai profunde decât mulți farisei din vremea aceea, pentru că folosește două apelative. Îi spune lui Iisus, Doamne, ați văzut cu D mare acolo, deci din asta reiese că îi spune cum? Dumnezeule. Deci femeia asta știa despre Iisus ce nu știau toți fariseii și cărturarii la un loc, cu toată teologia lor, cu tot. Ceea ce nu știu mulți dintre cei care termină astăzi o facultate de teologie, că Iisus e mai mult decât un simplu om, El este Dumnezeu. Mai folosește un apelativ, îi spune Fiul lui David. Noi cei care cunoaștem Scripturile și oricine venind la biserică, sigur am mai auzit expresia asta. Fiul lui David este expresia pe care Vechiul Testament o folosește pentru Mesia, Mântuitorul, Salvatorul. Adică femeia asta știa exact ceea ce un om are nevoie ca să fie mântuit, că Iisus este Dumnezeu și Iisus e singurul care poate salva. Dar nu numai că știa treaba asta, o așa afirmă rugăciunea ei. E foarte interesant cât de profunde cunoștințe teologice avea femeia asta, cu toate că mai mult ca sigur nu știa să citească. Dar are parte de ceva ce îmi doresc în seara asta să avem fiecare dintre noi, și anume revelație. Pentru că noi nu putem cunoaște lucrurile lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu ni le descoperă, oricât am încercat prin efortul nostru omenesc. Și acum, femeia asta așadar îi spune lui Iisus, ești Dumnezeu, ești Fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. Și spune versetul 23 așa, și el nu i-a răspuns nici un cuvânt. A tăcut. Și intervin sfinții. Și de obicei când intervin sfinții, avem noi impresia că se rezolvă lucrurile. Și intervin prorocii, intervin pastorii, intervin preoții, intervin... Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Erau... Știți că nouă ne place cuvântul ăsta, stăruință. Și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul că strigă după noi. Dorința lor era una greșită. Motivația lor e una greșită. Ei își doreau ca Domnul să rezolve problema acestei femei, nu pentru că le păsa de femeia asta. Mai mult le păsa de imaginea lor. Și când te rogi ca Dumnezeu să-ți rezolve problema, că îți pasă în primul rând de imaginea ta, nu e o motivație tocmai bună. Ei spun Domnului, Doamne, te rog, nu tăcea, rezolvă problema acestei femei, că dacă asta mai strigă mult după noi, ne face reclamă negativă. Interesant, cu toate că ceea ce femeia spunea era adevărat. Ceea ce spunea ea era profund adevărat. Și cu toate astea, îi spun Domnului, Doamne, rezolvă. Și totuși Domnul continuă să tacă. De ce tace Dumnezeu? Și dacă ne uităm în cartea Genezei, o să vă mai citesc din viața lui Iosif. Mie îmi place să fac lectură biblică, că știu un lucru. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Amin. Dacă vă uitați în Geneza, capitolul 40, o să vă mai citesc puțin despre un alt om în dreptul căruia Dumnezeu tace aproximativ, să ne gândim așa, vreo 12 ani. Dumnezeu îi face niște promisiuni acestui om cu numele Iosif că într-o zi va ajunge să fie mai mare decât frații lui. Am zice că gândurile astea pe care Iosif le avea sunt profund omenești. Dar în realitate, dacă vă uitați în cartea Genezei, veți vedea că Dumnezeu îi pune în minte gândul acesta. Și prin acest gând îi face o promisiune. O promisiune pe care Iosif o vede în două vise. Și... visele acestea, Iosif fiind foarte tânăr, are naivitatea să le spună fraților lui, motiv pentru care frații lui ajung să nu-l mai suporte. Și știți toată istoria lui Iosif, citesc doar din capitolul 39 un verset, versetul 21. Și o să vă mai citesc ceva din capitolul 40. Zice așa. Deci Iosif
are din partea lui Dumnezeu visul acesta că într-o zi Dumnezeu va face din el cineva mare, cineva important. Și apoi Dumnezeu tace în dreptul lui. Se trezește prins de frații lui, vândut ca rob, ca sclav, și din rob și sclav ajunge și la pușcărie, ca totul să fie perfect în viața lui. Și versetul 21 din capitolul 39 prezintă această realitate în felul următor. Din fericire n-am scris noi cartea Genezei, că dacă o scriam noi 100% suna altfel. Zice așa: Domnul a fost cu Iosif. O altă traducere spune așa: Domnul a fost credincios cu Iosif. Dar știți unde era Iosif? Nu știu dacă vă aduceți aminte. Era sclav și era și la pușcărie. Pentru ce era la pușcărie? Pentru că o refuza să păcătuiască. Și acum urmează o propoziție, hai că prima îi cum îi: Domnul a fost cu Iosif. Propoziția a doua. Propoziția a doua. Și și-a întins bunătatea peste el. Când citești propoziția asta, dacă ai fi fost în locul lui Iosif, probabil că te-ai fi gândit: Doamne, dacă ți-ai mai întinde bunătatea și peste alții, numai tot peste mine, adică eu sunt în situația în care, probabil așa, am fi gândit noi să fi fost în locul lui Iosif, îi moare din adolescență mama, îi vândut de frații lui ca sclav și ajunge 10 ani la pușcărie pe nedrept. Și spune Biblia că Dumnezeu și-a întins bunătatea peste el. No, ca să vedeți voi, să tacă Dumnezeu în dreptul tău, să tacă Dumnezeu în dreptul tău 12 ani și el în închisoare. Și acolo în închisoare, Dumnezeu le vorbește pușcăriașilor de lângă el, dar lui nu-i zice nimic. Tu credinciosul, tu pocăitul, tu ăla care ai primit de la Dumnezeu. Tu ești ăla pocăit care vii la biserică, te rogi, participi la toate întâlnirile și totuși Dumnezeu tace în dreptul tău. Și lângă el îs doi miniștri trimiși de DNA o vreme acolo, unul scapă, altul nu scapă, amândoi au câte un vis. Și în capitolul 40 spune Biblia că în versetul 7, când se trezesc ăștia doi cu visul de la Dumnezeu, deși Iosif primise un vis, dar au trecut mulți ani de atunci, zice așa: a venit la dregătorii lui Faraon, versetul 7, capitolul 40, care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis, ce scrie aici pentru mine o taină. E și drept o propoziție pe care o am în minte de multe ori când sunt la biserică. Le-a zis așa: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Și ei răspund amândoi, zice: am visat un vis, nu este nimeni să-l tălmăcească. Păi voi ar trebui să vă bucurați, că eu aștept de la Domnul un vis de mulți ani. Mi-a dat Domnul un vis când eram copil, mi-a promis ceva și acum tot aștept. Dar zice, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisisim dar visul vostru. Ca să vedeți că exista în mintea lui Iosif gândul ăsta pe care îl avea de la Dumnezeu, dar nu-l spune de multe ori, când îi spune paharnicului că va scăpa, știți întâmplarea, că va scăpa din închisoare, știți ce îi zice, auzi, zice, fii atent. Era, așa cum v-am zis, erau doi miniștri, unul era paharnicul lui Faraon, altul era pitarul. Unuia îi spune paharnicului că va ajunge din nou în funcția pe care a avut-o înainte, celuilalt îi spune că va muri. Și acum, primul îi spune așa: fii atent, când vei ajunge din nou în funcție, te rog frumos, nu uita de mine. Dar interesant, nu zice nimic de Dumnezeu, nu-i supăra pe Dumnezeu, dar fii atent, zice, n-am făcut nimic rău să mă aduc aici în închisoare. Când vei ajunge din nou lângă Faraon, pune rogu-te o vorbă bună pentru mine și scoate-mă din casa asta, adică din pușcărie, pentru că-s pe nedrept aici. Dar ultima propoziție din capitolul 40, versetul 23, îmi place așa mult că zice că omul ăsta l-a uitat. Că așa ne putem noi baza pe oameni în general. Fii atent, eu te-am ajutat.
când tu erai în temniță și ți-a vorbit Dumnezeu și te-ai speriat, că n-ai înțeles ce înseamnă visul, eu ți-am spus că visul ăsta înseamnă că vei ajunge din nou să fii lângă faraon, să îți iei înapoi funcția și totul va fi bine în viața ta. Numai că te rog frumos, când ajungi acolo, o fază românească cumva. Zice, pune rogu-te o vorbă bună și pentru mine. Dar probabil că eu fi zis paharnicul, bazează-te pe mine. Și Iosif în copilăria lui și naivitatea lui, e omul ăla tot timpul cu inima sinceră și deschisă. Probabil că o să fi gândit, mă, omul ăsta sigur mă rezolvă. Trece o săptămână, două, trei, patru, o lună și propoziția zice, fii serios, l-a uitat. Câți dintre voi n-ați avut în viață momente de felul acesta? Câți dintre noi n-avem în viață momente de felul acesta? Unii dintre voi care poate n-ați mai fost prea des într-o biserică. Simțiți în viața voastră că parcă Dumnezeu tace. Aș vrea să vă mărturisesc ceva. Unele din acele momente când am simțit că Dumnezeu tace în dreptul vieții mele, de fapt am fost mai aproape de Dumnezeu ca niciodată. Momente în care, probabil în rugăciunile mele și probabil și tu în rugăciunile tale, am așteptat de la Dumnezeu un răspuns, într-un fel sau altul. Și acum nu spun că întotdeauna aștept un răspuns supranatural, dar te rogi câteodată și ți se pare că te rogi degeaba. Îl cauți pe Dumnezeu bâșbuind, cum spune Iov, și citiți cartea lui Iov în primele capitole, zice, Doamne, te caut, te-am căutat în stânga și în dreapta, m-am uitat peste tot și parcă nicăieri nu te găsesc. Aș vrea să vă spun un lucru, în momentele în care ni se pare că Dumnezeu e cel mai departe, de fapt Dumnezeu e cel mai aproape de noi. În momentele de zdrobire, în care, la fel ca David, uitați-vă, sunt atâția psalmi, am căutat pe subiectul acesta, aș putea să vă citesc, așa și v-am citit o grămadă de versete, sunt atâția psalmi în care David vine și spune lui Dumnezeu, Doamne, nu tăcea în dreptul meu. Te rog, Doamne Dumnezeule, vorbește. La un moment dat zice, vrăjmașii mei au început să vorbească împotriva mea. Doamne, vorbește. Și de câte ori n-avem și noi exact același sentiment în viața noastră, de câte ori nu trăim atât de acut în viața noastră dorința aceasta sinceră, de a, într-un fel sau altul, de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând și Dumnezeu parcă tace. Primul lucru, în momente de felul acesta, auzi de ce? Pentru că tăcerile lui Dumnezeu vorbesc. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți un copil care să nu vă asculte și la un moment dat obosit îi tot spui pur și simplu să taci? Și să vezi că reacționează la treaba asta? Ați observat vreodată că, și acum asta am mai spus-o aici, cu siguranță muzicienii vor înțelege mai bine, eu nu mă pricep la muzică, dar știu câteva lucruri elementare. Câteodată, mai importantă decât nota muzicală e pauza dintre note. E momentul acela scurt de tăcere. Știți că de multe ori Dumnezeu ne vorbește prin tăcerea Lui? Ce vrea Dumnezeu să ne vorbească prin tăcerea Lui? Una dintre cele mai frumoase povești pe care am auzit-o despre tăcerea lui Dumnezeu a fost scrisă de Eli Wiesel, un scriitor evreu de origine de pe aici, de prin Transilvania, din zona Sighetului, din Maramureș. Omul ăsta a ajuns într-un lagăr de concentrare și are o autobiografie, dar pe lângă autobiografie are și un roman celebru cu care a câștigat premiul Nobel pentru literatură. Se numește Noaptea, romanul ăsta. Și el scrie acolo așa, niciodată nu voi uita, zicea el, niciodată nu voi uita chipurile acelor copilași care erau duși în camerele de gazare și apoi trupurile lor pe care noi ceilalți deținuți trebuia să le cărăm și să le aruncăm ca să fie arse. În zilele senine de vară, mă uitam la cerul albastru liniștit, în care parcă Dumnezeu tăcea. Mă uitam la fumul care se ridica, la fumul cenușiu care se ridica spre cerul acesta albastru liniștit în care Dumnezeu tăcea. Dar adaug acolo o propoziție, dar și tăcerile lui Dumnezeu vorbesc. Oare de ce tace Dumnezeu în dreptul tău? Câteodată tăcerea e mijlocul prin care Dumnezeu încearcă să-ți capteze atenția, pur și simplu.
V-am mai demonstrat asta și la alte predici. Cel mai mare rating la predică l-am avut la noi când am tăcut. Cel puțin doi se panichează. Bă, ce se întâmplă? Când taci, dintr-o dată captezi atenția. Oamenii se obișnuiesc atât de mult cu vorbitul. Și sunt momente în care Dumnezeu pur și simplu alege să tacă în dreptul tău. Alege să tacă în dreptul familiei tale, alege să tacă în dreptul cauzei tale. De ce? Pentru că vrea să-ți transmită un mesaj și cu asta. Tăcerile lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, vorbesc. Nu știu în mod concret ce vrea Dumnezeu să-ți transmită ție. Poate câteodată Dumnezeu vrea să ne învețe, să ne încredem mai mult în promisiunile Lui. Nu știu ce vrea să te învețe Dumnezeu. Știu că Biblia spune că noi nu trăim prin vedere, ci prin credință. Poate Dumnezeu vrea să ne învețe să fim mai mult oameni ai credinței. Știu că noi de câte ori venim la biserică, am vrea să simțim câte un fior. De fiecare dată când ne rugăm, am vrea să avem sentimentul acela că Dumnezeu a auzit. Dar vreau să vă spun ceva, dincolo de sentimentul ăsta că Dumnezeu a auzit, e un text în Biblie, în Daniel, în capitolul 10, care îl prezintă pe acest om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, un om extraordinar cu numele Daniel, care la un moment dat se roagă și Dumnezeu parcă nu-i răspunde. Și în Daniel, capitolul 10, de la versetul 12 până la versetul 13, apare un înger din partea lui Dumnezeu care îi transmite un mesaj lui Daniel și îi spune așa: încă din ziua, din clipa în care tu te-ai rugat, cuvintele tale, Daniele, au ajuns la mine, zice Domnul. Dar au trebuit să treacă câteva zile până când răspunsul lui Dumnezeu să ajungă. Aș vrea să-ți garantez ceva. Chiar dacă Dumnezeu tace, nu înseamnă că Dumnezeu n-a auzit. Chiar dacă te rogi ca Dumnezeu să lucreze într-un fel sau altul în jobul tău, chiar dacă aștepți de la Dumnezeu într-un fel sau altul să deblocheze lucrurile în viața ta particulară, chiar dacă într-un fel sau altul aștepți ca Dumnezeu să vorbească în mod concret unei situații din viața ta, să știi că Dumnezeu a auzit rugăciunea ta. Și dacă Dumnezeu alege în mod deliberat, El hotărăște asta, să tacă în dreptul situației tale, El o face cu un motiv. Asta nu înseamnă că Dumnezeu n-a auzit. Dumnezeu aude. E imaginea extraordinară din Vechiul Testament de un înger cu accent de Cluj acolo. De ce vă zic că e cu accent de Cluj? Că e vorba de Agar și Agar își ducea copilul în brațe. Cred că vă aduceți aminte, copilul trăgea să moară și spune Biblia că fiind prin pustiu, mama neputându-l vedea cum moare, disperată femeia asta și-a zvârlit copilul undeva la o umbră și s-a dus câțiva metri mai încolo și deodată se aude vocea unui înger care zice: ce ai tu, Agar? Exact așa cum vorbesc clujenii, prietenii noștri. Ce ai tu? Exact așa zice îngerul. Dar mai zice ceva, Dumnezeu a auzit glasul copilului. Din prima clipă Dumnezeu a auzit. Și aș vrea să vă garantez vouă, celor care sunteți bolnavi și veniți aici la fiecare program, Dumnezeu aude toate rugăciunile voastre. Poate nu suntem noi întotdeauna destul de empatici cu voi să putem simți de fiecare dată. Aș vrea să-ți garantez și ție, care ești în biserică în această zi, mânat poate de durerea din inima ta și de dorința asta ca Dumnezeu să-ți vorbească. Îți garantez ceva. În nopțile în care te-ai rugat lui Dumnezeu și ai avut senzația că nu te aude nimeni și nu știe nici tata, nici mama, nici soțul, nici soția, nici prieteni, nici cei mai apropiați prieteni, e cineva care a auzit și știe. Dumnezeu a auzit. Dumnezeu a auzit glasul copilului, Dumnezeu a auzit glasul tău, ba mai mult, Dumnezeu a auzit glasul sufletului tău. Și chiar dacă Dumnezeu tace, tăcerea lui Dumnezeu, nu știu, vrea să te învețe ceva, dar cu siguranță Dumnezeu a auzit. Slăvit să fie numele Lui. Tăcerile lui Dumnezeu vorbesc. Câteodată sunt apăsătoare. Doi. Al doilea lucru. Amintește-ți, Dumnezeu a vorbit deja. Știți de ce Dumnezeu nu vorbește câteodată? Pentru că a vorbit deja. Când Dumnezeu stabilește un lucru în dreptul unei situații, noi suntem ca niște copii, tot încercăm să o schimbăm. Doamne, vorbește-mi, Doamne, vorbește-mi. Și se aude o voce în spate, deja ți-am zis.
Dar noi știți cum vrem? Să schimbăm cumva treaba aia. Când Dumnezeu dă un decret divin, când Dumnezeu hotărăște ceva, prin puterea cuvântului său aducând în ființă, când Dumnezeu zice să fie lumină, o zis odată, nu mai zici încă o dată, să fie lumină. Mă, o zis odată, e lumină, gata. Dar știți cum suntem noi? Dumnezeu, prin autoritatea Lui de Dumnezeu, și vreau să spun aici, Dumnezeu merită închinarea noastră nu pentru ceea ce ne oferă, ci pentru ceea ce este. El este Dumnezeu. Și are autoritatea asta de a impune lucruri, de a rosti lucruri, de a spune ceva. Și când Dumnezeu spune un lucru în dreptul unei situații, noi ce încercăm? Noi oamenii tot timpul încercăm, mă, dar dacă s-ar putea schimba o leacă, mai ales că suntem în România și întotdeauna ne gândim, mă, pe aici și legea gravitației se suspendă dacă cunoști pe omul potrivit. Mergi, rezolvi și se rezolvă treaba. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, dacă Dumnezeu spune că un anumit lucru e păcat, de ce forțezi tu lucrurile și mergi și în stânga și în dreapta și întrebi și pe ăla, și pe ălalt, și pe ălalt? Pastore, tu ce părere ai? Am ajuns să detest așa zisele, nu știu cum să le zic, conferințe cu întrebări și răspunsuri. De ce? Pentru că 80% din întrebări sunt din această categorie. Nu că nu-mi place să vorbesc direct, că mi-ar plăcea să vorbesc cu voi, ați văzut. Și la predică câteodată sunt stare să vin să vă pun pe voi să predicați. Dar foarte mulți oameni încearcă să schimbe ceea ce știu în mod explicit că Dumnezeu a spus. Pastore, e adevărat că neapărat trebuie să mă botez? Tu știi că trebuie să te botezi. Păi de unde știi? Din Biblie. Chiar dacă n-ai dat pe la biserică de prea multe ori, știi că Domnul Iisus o zice, cine crede și se botează va fi mântuit. Dar întotdeauna, mă, dar nu se poate cumva să fii mântuit și fără să fii botezat în apă. Dar tâlharul a fost botezat. Toți am vrea să fim, n-ai vrea să fii în locul tâlharului pe cruce, dar ai vrea cumva să le rezolvi așa. Ba, când Dumnezeu vorbește clar în dreptul unei situații, noi oamenii, dacă suntem acolo și nu ne place răspunsul lui Dumnezeu sau nu ne place ce a zis Dumnezeu, tot încercăm să schimbăm. Câteodată Dumnezeu tace pentru că Dumnezeu deja a vorbit și a zis. Și dacă Dumnezeu a vorbit și a spus un anumit lucru, știți ce înseamnă credință? Noi de multe ori credem că a crede înseamnă să impunem lui Dumnezeu voința noastră. Ba mai mult, am auzit pe unii zicând așa, am fost dezamăgit de Dumnezeu că eu am crezut și Dumnezeu nu a făcut cum am vrut eu. Mă, tu ai crezut, dar aia de fapt nu a fost credință, ci a fost ce ai vrut tu. A crede înseamnă să accepți voia lui Dumnezeu în mod necondiționat. De aceea, etalonul perfect, absolut, al rugăciunii rămâne rugăciunea Domnului Iisus din grădina Ghețiman. Tată, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Și când Dumnezeu a spus un lucru, chiar dacă nu-mi convine, chiar dacă nu-mi place, nu-mi rămâne decât să-l accept. Nu să încerc cumva să-l schimb, nu să încerc să vin să spun, oh, păi, dar știu eu un teolog care are o altă perspectivă asupra acestui subiect. Eu știu o biserică unde e un pastor care spune că lucrurile s-o leacă altfel, nu-s chiar așa cum am fost noi obișnuiți să credem. Și întotdeauna încercăm să forțăm. Noi, penticostalii, o luăm cu prorocii. Și au venit unul și zice, mi-a zis un proroc așa, și apoi mai găsesc vreo 400 care să zică ce vreau eu. Pentru că încercăm cumva să schimbăm lucrurile astfel încât ceea ce vorbește Dumnezeu și tot întrebăm, exact ca și un copil. Da, ai spus unui copil, mă, pruncule, uite, mergem acolo. Și lui, dacă nu-i place, zice, da, mergem acolo? Da, mergem acolo. Da, chiar mergem acolo? Hai, mă, mergem acolo. Și te bate la cap. Da, mergem. Da, chiar mergem acolo? Da, mă, nu putem merge în altă parte. Da, chiar acolo mergem. Fix așa suntem noi cu Dumnezeu. Dumnezeu tace pentru că deja Dumnezeu a vorbit. Și sunt situații, și acum aș îndrăzni să o duc puțin mai departe. Chiar, uitați, avem oameni care sunt în căruciorul cu rotile. Ne-am rugat pentru ei să fie vindecați. Ne-am rugat. Dar știți că Dumnezeu câteodată decide, și poate să fie dureros ce vă spun acum, câteodată Dumnezeu decide ca viața noastră să rămână mai departe așa, cu un anumit țepuș. Apostolul Pavel se roagă și el, dar el are o limită. Și el încearcă să audă vocea lui Dumnezeu de mai multe ori, numai că lui Dumnezeu îi spune de 3 ori. Dar la același răspuns.
Harul meu îți este de ajuns. Doamne, dar... No, mi-e de ajuns harul, dar... Am problema asta cu ochii, că unii zic că era vorba de o problemă cu ochii. Și de fiecare dată Dumnezeu zice, harul meu îți este de ajuns. Doamne, da, da, ai vorbit, dar n-ai mai putea vorbi odată. Ce zici de treaba asta cu ochii? Pavel, ți-am mai zis de două ori până acum, dar să știi că numai de trei ori zic. Gata, a treia oară, cifră biblică, aici rămâne. Harul meu îți este de ajuns. Câteodată Dumnezeu tace pentru că Dumnezeu a vorbit deja. Și noi încercăm ca niște copii să schimbăm cumva. Ba mai mult, ni se induc sentimente de vinovăție. O, dacă nu se rezolvă problema, înseamnă că n-ai credință. Serios. Nu te-ai rugat destul. Mă, dar cât e destul? De dimineața până seara. N-ai postit destul. Cât să nu mănânc? Cât să postesc? Și unii din categoria asta care tot timpul induc sentimente de vinovăție și ne spun, păi de-aia ești acolo, de-aia Dumnezeu a vorbit așa în dreptul cauzei tale și ești mai departe acolo cu pruncul bolnav și tu în situația aia, că n-ai avut destul de multă credință sau nu te-ai rugat destul. Sau... Și întotdeauna vom găsi răspunsul de felul acesta. Ascultați-mă, când Dumnezeu pune o limită, nu se poate schimba. Noi zicem, când a murit careva, mă, zice, a murit, da, de ce a murit? Știți că Biblia spune că Dumnezeu a pus hotar vieții? Asta nu înseamnă că avem o atitudine autodestructivă, că știe Domnul. Și că ce-a fi, a fi. Nu. Dar când Dumnezeu vorbește, știți ce spune Biblia? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu rămân în picioare. E mare lucru să știi să accepți ceea ce Dumnezeu vorbește. Iosif era la închisoare. Știți de ce Iosif era bucuros? Pentru că el își aducea aminte de ceea ce Dumnezeu a vorbit deja. Trecuseră ani și Iosif nu-i mai zice lui Dumnezeu nimic. Vorbește cu paharnicul, vorbește cu cei care erau acolo, dar lui Dumnezeu nu-i mai spune nimic. Știa că Dumnezeu rămâne credincios. Iosif știa și când a fost pus în groapă, pregătit de unii dintre frații lui să-l omoare, după aia l-a vândut ca rob. El știa de acolo din închisoare, cu toate că treceau ani, încă un an, până la 30 de ani. De la 20 de ani până la vârsta de 30 de ani, stând acolo în închisoare, Iosif știa, Dumnezeu a vorbit în trecut. De-aia vreau în această zi să-ți mai spun, amintește-ți. Amintește-ți ce ți-a vorbit Dumnezeu și încrede-te în Dumnezeu pe baza ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit deja. Toate promisiunile lui Dumnezeu, spune Biblia, în Hristos sunt da și amin. Dacă Dumnezeu a promis că va lucra în dreptul tău, ești astăzi aici, Doamnă, în biserică, într-un fel ca rezultat al rugăciunilor și promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut în dreptul familiei tale, poate părinților tăi și bunicilor tăi. Știi ce e interesant legat de Iosif? Că acum îmi vine gândul ăsta pe care nu l-am pregătit, dar îl știu de altă dată. Știți ce e interesant legat de Iosif? Că înainte să moară le spune fraților lui și le spune pruncilor lui, când Dumnezeu vă va cerceta și o să ne scoată din țara asta, luați-mi oasele. Ce înseamnă asta? Luați-mi oasele de aici, când veți ieși de aici. Și spune Biblia că atunci când Moise conduce poporul evreu, îi ia pe evrei și îi duce. Știți ce e interesant? Ia oasele lui Iosif. De ce? Iosif a murit, dar promisiunile lui Dumnezeu au rămas mai departe în picioare. E ceea ce vrea să transmită, e o imagine de un simbolism extraordinar. Văd poporul evreu când ies din robia egipteană cu oasele lui Iosif, aducându-ne aminte că Iosif murise de sute de ani, dar faptul că Dumnezeu a promis lui Iosif și părinților lui că într-o zi urmașilor vor ajunge într-o țară promisă, asta rămâne mai departe în picioare. Dacă Dumnezeu a promis bunicii tale care s-au rugat pentru tine, poate că din clipa în care au auzit că te vei naște, dacă Dumnezeu a promis că va lucra în dreptul tău, va lucra. Noi, într-un fel sau altul, suntem rod al promisiunii lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Și de asta imaginea asta cu oasele lui Iosif duse de evrei când au ieșit din Egipt are o putere simbolistică extraordinară.
Ea ne aduce aminte că noi oamenii suntem trecători, dar rugăciunile rămân, ce facem pentru Dumnezeu rămâne, lucrurile spirituale rămân mai departe în picioare. Și aș vrea să te încurajez în această zi, când Dumnezeu tace, adu-ți aminte de ceea ce Dumnezeu deja a vorbit. Poate că ești dezamăgită de ceea ce se întâmplă în viața ta, poate că ești dezamăgit de ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în familia ta și de aceea ai venit la biserică în seara asta. Dar vreau să spun ceva. Dacă ți se pare că Dumnezeu tace, amintește-ți că Dumnezeu a vorbit, a vorbit bunicilor tăi, părinților tăi și poate chiar și în dreptul tău. Și tot ceea ce Dumnezeu a spus, Dumnezeu veghează să se împlinească. 3. Cercetează-te. Dumnezeu vorbește, dar poate nu vrei tu să asculți. Câteodată Dumnezeu vorbește, dar nu vrem să ascultăm. Și atunci Dumnezeu tace. E foarte simplu. În vremea când eram profesor, asta rezolva întotdeauna când în clasă era, știu eu, agitație, se certau unul cu altul. Tăceai. Mă, dacă voi nu vreți să mă ascultați, de ce să vă spun? Eu vreau să te întreb ceva. Ești gata în această zi, dacă Dumnezeu îți va vorbi, să faci tot ceea ce Dumnezeu îți va vorbi? Da sau nu? Nu vreau să răspund cu voce tare. Răspunde-ți ție. Noi câteodată mergem de la biserică și spunem așa: mă, parcă nu mi-a vorbit Domnul astăzi. Sau m-am dus acolo și parcă nu mi-a vorbit Dumnezeu. Dar întrebarea mea: tu ai venit cu gândul acesta în această seară la biserică și ai zis așa: orice îmi va vorbi Dumnezeu, eu sunt gata să pun în practică. Sau vii, te uiți, alegi și spui: a, asta o respect, asta nu-mi place. Asta îmi place, asta nu-mi place. Asta cu pocăința nu prea îmi place, asta cu botezul nu, asta cu cântatul îmi place. Știți, când ne vorbește Dumnezeu, atunci când suntem în modul cel mai sincer, stând înaintea lui Dumnezeu exact ca niște copii și spunându-i așa: Doamne, orice îmi vei spune, sunt gata să fac. Dacă n-ai atitudinea aceasta sinceră, Dumnezeu știe ce e în inima ta. Eu știu că unii ați venit în seara asta pur și simplu să vă faceți norma. Știu că pe unii v-au adus părinții. Pe fața unor adolescenți se citește treaba asta. Nu pe mulți, dar pe câțiva. Unii ați venit aici pentru că ați promis unui prieten de-al vostru să fiți aici. Unii ați venit pur și simplu din curiozitate. Alții ați venit: bă, să mă duc să văd ce la Biserica Lumina, sunteți dintr-o altă biserică de pocăiți din Oradea, și ați venit: mă, cum cântă ăia, să văd cum predică fratele. Dar întrebarea mea rămâne: ai venit printre altele, poți să ai o grămadă de motivații, ești gata în seara asta să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, orice îmi vei spune, eu sunt gata să pun în practică? Dacă ești gata să spui asta, Dumnezeu e gata să-ți vorbească. Dacă tu ai venit cu gândul numai să, mă, văd ce-a fi și apoi aleg eu dintre ele. Dacă ajungi la concluzia că ceea ce spun eu e cu adevărat de la Dumnezeu, ești gata să împlinești tot ceea ce Dumnezeu îți cere astăzi? Noi, pocăiți, avem o vorbă pe care am preluat-o din Scripturi. Vă aduceți aminte de vorba asta? O spuneam de multe ori la predică. Vorbește, Doamne, că robul tău ce face? Aude. Ascultă. Că d-auză, cei mai mulți dintre noi auzăm destul de bine. Baiul nu cu auzitul, baiul cu ascultatul. Suntem gata în această zi să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, mă cercetez înaintea ta. Și vreau să văd din ce cauză nu mi-ai vorbit până în momentul acesta. S-ar putea ca Dumnezeu să nu-ți fi vorbit pentru că n-ai fost dispus să-L asculți. Sau, voi spune mai mult decât atât, pentru că până în momentul de față n-ai făcut decât să trăiești în neascultare de Dumnezeu. Știți de câte ori nu m-am întâlnit cu oameni care mi-au zis așa: domnul pastor, eu nu pot să cred în Dumnezeu. De ce? Pentru că nu L-am văzut, pentru că nu L-am auzit. Știți ce spune Biblia? Biblia spune așa: păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Din momentul în care tu, dragul meu, trăiești în mod voit și conștient într-un anumit păcat, cum ai vrea să-L simți pe Dumnezeu? Din moment ce tu ești membru, poate, în biserică, ești pocăit, vii la biserică și stai în locul ăsta, oamenii ăștia cântă aici în față, ci se pare doar așa ca un spectacol, dar n-ai mai simțit prezența lui Dumnezeu, nu te-ai gândit vreodată să te cercetezi în modul cel mai sincer și real?
Și să-i spui lui Dumnezeu, așa cum spune la un moment dat, în Psalmul 139, cu versetul 23, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale bună sau pe o cale rea. Și pune-mă, Doamne, pe calea veșniciei. S-ar putea ca Dumnezeu să tacă în dreptul tău, tocmai din cauza faptului că tu preferi să trăiești în neascultare. Adică Dumnezeu ți-a spus de atâtea ori lucruri pe care tu ai refuzat să le asculți. Le-ai auzit, dar nu le-ai ascultat. Sunt oameni care vin la biserică ani de zile și aud același mesaj. Trebuie să te botezi, trebuie să te botezi, trebuie să te botezi în apă. Și zic, bă, nu... L-ai auzit de atâtea ori mesajul acesta încât Dumnezeu nu mai vorbește conștiinței tale în direcția asta. De ce? Pentru că atunci când refuzăm în mod deliberat să ascultăm o anumită poruncă a lui Dumnezeu, la un moment dat porunca aceea nu ne mai vorbește. Conștiința noastră se împietrește atât de tare. Ia amintiți-vă, aceia dintre voi, amintiți-vă când ați făcut un lucru rău prima dată. Dacă n-ai făcut un lucru despre care știai că e păcătos, când erai mai mic. Prima dată când ai făcut lucrul ăla păcătos, hai să zicem acum, ca să nu fie o chestie prea gravă, să se poată identifica și pruncii, toată lumea, când ai copiat prima dată, sau voi n-ați copiat, niciodată la școală. Am avut unul, l-am prins în timp ce copia, în timp ce eram profesor la liceu penticostal, și ăsta penticostal adevărat s-a ridicat și a zis, vă rog frumos să consemnați, eu nu copiam, doar mă inspiram. Cuvântul inspirație suna așa mai spiritual, Duhul Sfânt inspiră. Am dus aminte prima dată. Tremura mâna. Nu știu, Dani, dacă e aici. La profa de engleză am încercat și eu să copiez la un moment dat la teză. Toți copiau. Mie îmi tremura mâna așa. Numai pe mine m-a prins. Nu știu cum s-a întâmplat, mă. Toți ăia s-au scăpat. Eu am fost deșteptul clasei. Prima dată, așa. Dar știți cum stau lucrurile? În general, când omul știe, când Dumnezeu i-a vorbit, știe clar și alegi în mod intenționat să n-asculți ce ți-a zis Dumnezeu, prima dată te mustră conștiința pentru că ai ceva sădit în inima ta. Poate ți-au zis părinții, poate și o leacă de frică acolo, și asta cu frica. Nu că doar ne zicea bunicul, ai grijă să nu te trăznească cumva. De-aia, așa eram de cuminți de Sfântul Ilie de obicei. Vara, după aia mai vedeam noi. Când se întuneca, când se întâmpla o chestie de genul ăsta, când vedeam că vine ploaia. Dar știți cum se întâmplă? Omul păcătuiește odată, n-ascultă în mod voit. După aia zici, bă, dar mi-are treaba. Acum, eu am avut harul să mă prindă. Dacă nu mă prindea, deci dacă nu mă prindea, data viitoare eram deja mai pregătit. Dar cum m-a prins, acolo am rămas. Am eșuat în cariera asta. Cine știe ce plagiator ieșea și de mine atunci? Dar cum m-a prins, știți că câteodată lucrurile așa funcționează. Prima dată, a doua oară, a treia oară, a patra oară, Dumnezeu îți tot spune, pocăiește-te, pocăiește-te. Ai fost la atâtea întâlniri, ai auzit de atâtea ori, pocăiește-te, omule. Dar ești exact ca omul ăla care ia antibiotic și nu mai funcționează. De asta e așa de greu ca voi, prunce de pocăiți, să vă pocăiți. Sunteți imuni. Ați auzit de atâtea ori vocea lui Dumnezeu. Ați auzit cuvântul lui Dumnezeu în cântări. Ați auzit cuvântul lui Dumnezeu în predici. Ați ascultat de la părinții voștri de dimineața până seara. Ați devenit imuni. Dumnezeu vă tot vorbește și voi spuneți, unde-i Dumnezeu? Așa eram eu pe la 15 ani când citeam Jean-Paul Sartre, un scriitor francez care zice că am strigat către Dumnezeu și Dumnezeu tace. M-am ridicat până la ceruri și cerul era gol. Și aveam senzația asta că Dumnezeu tace, dar Dumnezeu în tot vorbea. De asta vreau în această zi, cercetează-te.
Uită-te bine la viața ta, s-ar putea ca Dumnezeu să tacă în dreptul vieții tale, pentru că de ani de zile tu în mod voie și conștient ai auzit vocea lui Dumnezeu, ai auzit-o de la părinți, ai auzit-o de la conștiință, ai auzit-o în atâtea circunstanțe, dar ai ales să n-asculți vocea lui. Și atunci Dumnezeu tace. Apoi, al patrulea, cred că suntem la punctul 4, ce ziceți? Suntem la 4? Da, la 4. Votăm chestia asta? Nu votăm, că durează prea mult. Punctul 4. Vezi. Darius, hai și ajută-mă, că altfel mă lungesc. Vezi. Dumnezeu lucrează dincolo de aparențe. Vă aduceți aminte ce am citit aici? Am citit 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18 și 17. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Aici am să vă spun ceva. Noi obișnuim să spunem că Dumnezeu ne pregătește o binecuvântare. Eu aș vrea să spun invers. Dumnezeu te pregătește pe tine pentru o binecuvântare. No, cred că n-am zis-o destul de cu vocea lui Morgan Freeman. Așa mai zic o dată. Noi obișnuim să spunem că Dumnezeu ne pregătește o binecuvântare. Dar în realitate, când Dumnezeu tace, te pregătește pe tine pentru o binecuvântare. Adică, Dumnezeu lucrează dincolo de aparențe. Trec 12 ani și Dumnezeu tace. Dumnezeu îl unge împărat pe David și după aia știți unde îl trimite? În Parlamentul European. A, nu. Îl trimite unde? Am vrut să văd cât de atenți sunteți. Unde îl trimite? Cine mai știe? La oile lui taică-său. Dacă tot a vrut să fie rege, era rege. Regele oilor. Și? Ce se întâmplă? Frații lui la război. Frații lui glorie în luptă. Și el lupta cu ursul, cu leul, cu animalele sălbatice care veneau la oile lui taică-său. Trec ani de zile, ani de zile. Și pare că Dumnezeu tace. Cum pare parcă Dumnezeu tace în dreptul tău. Te tot pregătești și nu progresezi profesional deloc. Alții care sunt mai slabi decât tine, au fost mai slabi la școală decât tine, au ajuns mai mult. Și tu te întrebi, mă, dar nu-i corect, de ce? Vreau să spun ceva. Dumnezeu lucrează dincolo de aparențe. E adevărat. Te compari cu alții și spui, Doamne, nu-i corect, nu-i drept. Și întotdeauna frustrarea apare din această comparație. Ce-mi place așa de mult la Iosif e atitudinea lui sinceră. El nu se compară cu nimeni. Uitați-vă la el. E de o sinceritate ieșită din comun. Iosif nu-l întreabă pe Dumnezeu, nu-i spune lui Dumnezeu nimic. Iosif știa că Dumnezeu lucrează. Iosif știa că atunci când Dumnezeu tace, Dumnezeu lucrează. Vreau să spun ceva, atunci când Dumnezeu tace în dreptul unei familii, când Dumnezeu tace în dreptul unei rugăciuni, când Dumnezeu tace în dreptul unei cauze, nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. Dumnezeu lucrează, dar lucrează dincolo de ceea ce izbește privirea. Noi ne uităm doar la ceea ce izbește privirea și ne întrebăm, dar eu de ce n-am avansat din punct de vedere profesional și colegul meu a fost avansat cu toate că e mai slab decât mine și suntem poate frustrați și nemulțumiți, pe deasupra poate e și credincioși și spui, bă, da, eu și credincioși și am venit și la biserică și mie parcă nu mi se întâmplă nimic, de am de zile aștepți cumva așa în întuneric cu gândul că într-o zi Dumnezeu te va scoate și pe tine la lumină. Ascultă-mă bine, acum când Dumnezeu lucrează în întuneric, într-un mod ascuns, El lucrează ceva ce nu se vede. El lucrează la caracterul tău. El lucrează la răbdarea ta. Dumnezeu lucrează dincolo de aparențe. Când Dumnezeu tace, în realitate, Dumnezeu lucrează. Am mai spus asta și cred că n-ați uitat că între Vechiul Testament și Noul Testament e pagina preferată a multora din Biblie. Știți care e pagina? Aia albă. Că aia e ușor de... treci rapid de ea. Cine își mai aduce aminte când am zis câți ani au trecut ca pagina aia să rămână albă? Vă mai aduceți aminte? Am auzit așa, 400. 400 de ani. 400 de ani. În care n-avem nicio revelație scrisă. 400 de ani.
400 de ani în care parcă Dumnezeu tăcea, dar în ăștia 400 de ani Dumnezeu pregătește locul, pregătește ziua, pregătește momentul în care urmează să vorbească, Hristos să coboare și să vorbească cu mai multă putere decât a făcut-o până atunci. Dumnezeu pregătește ceva pentru tine. Acum când stai în întuneric, acum când stai în situația asta în care parcă Dumnezeu tace și unii se uită la tine cu dispreț și parcă cu milă și zice, bă, săraca de ea, mă, săracul de el, tot acolo ești, tot casa aia, tot mașina aia, tot apartamentul ăla, tot în situația aia, tot, mă, da, ani de zile, tot acolo, parcă bați pasul pe loc și tu ai așa sentimentul ăla de frustrare, mă, dar nu-i corect, nu-i drept, mă, dar nu-s eu mai puțin pregătit ca alții, dar nu, am primit eu mai puțină educație, ba, eu am fost mai corect decât alții și totuși parcă Dumnezeu tace în dreptul situației mele. Vreau să spun ceva, Dumnezeu lucrează. Când Dumnezeu tace, Dumnezeu lucrează. Dincolo de ceea ce vezi, dincolo de aparențe, Dumnezeu lucrează. Ce lucrează? Pregătește. Pregătește ziua, clipa, ceasul în care va vorbi. Și îți garantez ceva, El va vorbi cu putere mai mare decât ai auzit vreodată. Dumnezeu va lucra cu putere mai mare decât ai văzut vreodată. Și dacă astăzi ești frustrat și nemulțumit că parcă Dumnezeu tace în dreptul cauzei tale și în dreptul situației tale, vreau să spun ceva, Dumnezeu pregătește ziua, clipa, ceasul în care va lucra. Mi-aduc aminte de o soră dintr-o biserică pe care am păstorit-o în urmă cu ani de zile, care plângea și la anunțuri în biserică. Tot programul, deci de la început până la sfârșit plângea. Rugăciunile ei erau doar lacrimi. Și când zâmbeam, și când era ceva de zâmbit, plângea. Pentru că femeia asta avea o durere mare în legătură cu unul dintre copiii ei. Și rugăciunile ei păreau zadarnice. Alții se uitau la ea și spuneau, mă, n-are rost să te mai rogi, că ăla e vai de capul lui, nu se va schimba niciodată. Într-o zi, omul ăla a venit în biserică și Dumnezeu i-a schimbat viața cum n-ar fi crezut cineva. Dacă noi ceilalți, dacă m-ar fi întrebat, de exemplu, pe mine, acum, cât îți de pastor, probabil că i-a fi spus, lasă-o mai moale. Că femeia părea că e direcționată doar aici, în direcția asta. Părea că nu-i mai pasă de nimic altceva. Eu de la femeia asta am învățat și m-am gândit de multe ori, văzând în bisericile noastre că cunoști lucrurile, m-am gândit cum poți să stai nepăsător când știi că unul dintre copiii tăi, de exemplu, dacă moare sau se întâmplă ceva, se duce în iad. N-ai cum să stai nepăsător la asta. Femeia asta plângea de la început până la sfârșit și n-o să uit când băiatul ei s-a pocăit și când l-or botezat, când s-a botezat. Măi, când s-a botezat, știți cum a fost în biserică? Toată biserica plângea. Deci toți erau în lacrimi. Numai femeia stătea așa. Era un zâmbet. Toți erau cercetați. Ani de zile nu mai au plâns. La botez, toată biserica plângea și ea zâmbea. Era numai un zâmbet. Și unii dintre frați, așa, din ăștia, așa mai... Măi, soră, dar dumneata ta, nu, cum nu plângi? Nu vezi că toată lumea plânge? Știți ce au zis? Eu am plâns destul, acum plângeți voi. Eu am știut că Dumnezeu se va atinge de el, pentru că Dumnezeu mi-a promis că va lucra. Când Dumnezeu tace, Dumnezeu nu face decât să pregătească momentul. Știți? Ani de zile în închisoare, ani de zile în închisoare. Și să fi fost în locul lui Iosif, m-aș fi gândit, când ies din închisoare, ce fac, cum o să fie, cum o să mă descurc după aia, ce pot să fac, poate scap și de robie. Și în timp ce era acolo, într-o zi, vă aduceți aminte, pocăiții care cunoașteți Biblia, ce se întâmplă? În capitolul 41, versetul 41, știți cine îl scoate pe Iosif din închisoare? Faraon, cel mai tare om din vremea aceea. Un fel de președintele Statelor Unite ale Americii de astăzi. Omul care conducea cea mai mare forță economică și militară. Zice în capitolul 41, versetul 41, fiți pe fază, zice așa, îți dau pe mână toată țara aceasta. Extraordinar. Dumnezeu a tăcut, au trecut ani și părea că Dumnezeu va tăcea pentru totdeauna, dar vine clipa, vine momentul, într-o singură zi, în câteva ore, de câte ori vă mărturisesc, de câte ori mă uit și cercetez viața lui Iosif, mă uit așa cu o formă de invidie spirituală între ghilimele, mă, cum s-a întâmplat treaba asta? Adică într-o singură zi ajunge cel mai tare om din pușcăriaș, că de a avea lângă tine unul despre care știi că o sta la pușcărie în ultimii 10 ani, te-ai uitat la el foarte atent.
Nu te-ai gândit vreodată că ăsta ar putea să ajungă președinte sau vicepreședinte? Atunci când Dumnezeu tace, ascultă-mă, Dumnezeu pregătește. De-aia, eu când văd așa, ăștia care sunt mai răi, vreau să vă spun ceva, dacă ești astăzi aici și oamenii se uită la tine și zic, bă, ăsta e cel mai periculos, cel mai rău, vă spun ceva, ăștia se pocăiesc cel mai bine. Da. Eu când mă uit la situațiile cele mai grele, despre care spui, bă, asta e cea mai imposibilă, știu că nu există grade de comparație în imposibil, dar acum mă exprim și eu așa. Adică zici, adică nu poate să fie mai puțin imposibil, mă înțelegeți, nu vreau să facem gramatică acum, dar când mă uit la câte o situație de genul ăsta, un om care e tare ca piatra, pentru care se roagă o familie și zici, mulți zic, mă, nu se va schimba nimic. Întotdeauna mă gândesc, din ăsta 100% iese un om mare al lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu tace, de fapt Dumnezeu lucrează și pregătește momentul în care Dumnezeu va lucra. Și în dreptul tău Dumnezeu va lucra. Dragul meu adolescent, dragul meu tânăr, care de ani de zile fugi, numai să nu te pocăiești, și în dreptul tău Dumnezeu va lucra. Oricât îți spui tu astăzi, nu o să mă botez niciodată, pe mine nu mă mai prinzi aici niciodată. Așa mi-a zis un prieten când eram la școală, l-am adus la biserică, nu știu, a fost și un program ce-i drept, că și mie îmi vinea să fug. Dar asta am zis-o cu voce tare. Și, deci, a fost un program destul de bun și zice, pe mine nu m-a mai prins la biserică. Și trec vreo două săptămâni, evident că nu l-am mai chemat, dacă zic că nu-l mai prind, nici nu puteam alerga după el. Trec vreo două săptămâni la biserică, liniștit, când mă întorc în spate, omul meu, bă, dar ce cauți tu la biserică? Acolo, undeva, s-o gândi că nu o să-l văd. Acolo, cu ochii plini de lacrimi. Pentru că, ascultați-mă, când Dumnezeu tace și pare că situația e cea mai imposibilă, mă înțelegeți? Dumnezeu pregătește o lucrare cum n-a mai văzut niciodată. Din Iosif, pușcăriașul, Iosif, mare vizir, prim-ministru. Și acum voi încheia și o să vă spun că atunci când Dumnezeu tace, al cincilea lucru, ascultă. Dumnezeu nu încetează să vorbească chiar și când nu auzi. Da? Dumnezeu continuă să vorbească prin natură, Dumnezeu continuă să vorbească prin scriptură, Dumnezeu continuă să vorbească prin evenimentele din viața ta. Pentru că Biblia spune așa, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Atunci când Dumnezeu tace, sunt cinci lucruri. V-am spus, le amintesc. Auzi, amintește-ți, cercetează-te, vezi și ascultă. Pare că Dumnezeu tace, dar Dumnezeu nu tace niciodată. Uite, ia-ți ochii din telefon. Zilele acestea m-am plimbat prin România, adică zic, că am vrut, că n-am vrut. M-am dus spre Suceava, am avut o evangelizare acolo, după aia am venit spre Deva. Și a fost așa de cald și am trecut prin munți. M-am oprit într-un loc unde, slavă Domnului, n-aveam semnal la telefon. Aleluia, mie să strigă deodată. Și m-am uitat la cer. Și era un loc pe la Toplița, pe acolo, pe la Reghin. Superb. Și mă uitam și ziceam, băi, ce predică. I-aș aduce pe toți frații din biserică, mai ales pe aia plictisiți la închinare și la cântare. I-aș pune aici să se uite de jur împrejur. Când vezi munții aceia, când te uiți la cer, când vezi perfecțiunea vieții, îți vine să strigi cât poți de tare. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu vorbește! Cerurile vorbesc despre ce? Despre slava lui Dumnezeu!
Nu trebuie să fii mare teolog, nu trebuie să fii mare filozof, trebuie doar să deschizi ochii și urechile și să auzi. Dumnezeu nu încetează să vorbească. Deschide Biblia. Tu tot spui, mă, dar mie Dumnezeu nu vorbește. Când ai citit ultima dată Biblia? Ai acasă, har Domnului, o grămadă de Biblie. Bă, zice, mie Dumnezeu nu vorbește. Dar ai deschis Biblia să te uiți, să vezi ce vrea Dumnezeu de la tine. Mulți oameni sunt revoltați, mă, Dumnezeu, păi eu m-aș pocăi, zice, dar Dumnezeu nu mi-a vorbit. Ascultă-mă bine, mai poți aștepta încă 8848 de ani să auzi o voce groasă care să spună, mă, păcătosule, du-te la biserică. Exact așa mi-a spus unul odată, dacă vrea Dumnezeu ca eu, zicea el despre sine, dacă vrea Dumnezeu ca eu să mă las de fumat, vreau să aud o voce ca vocea unui actor care să-mi spună, lasă-te de fumat. Zis, mă, dacă vrei, zic eu. Lasă-te de fumat. Consideră că eu am vorbit în numele Domnului, pentru tine. Dar dacă tu aștepți să auzi o voce, mai poți aștepta 8850 de ani. Dumnezeu vorbește. Dar ești gata să deschizi cuvântul lui Dumnezeu? Dar hai să vă mai spun ceva. Dumnezeu vorbește și prin evenimentele din viața noastră. Dar noi suntem pe Facebook, noi suntem pe Insta, noi suntem pe TikTok, noi suntem la televizor, noi uităm la știri, dar Dumnezeu vorbește. Știi că Dumnezeu ți-a vorbit și prin copilașul tău, îți poate vorbi prin pruncul tău, Dumnezeu ți-a vorbit și printr-un cerșetor, Dumnezeu îți poate vorbi prin tot ce se întâmplă, Dumnezeu ți-a vorbit și prin accidentul ăla din care ai scăpat în ultima fracțiune de secundă, Dumnezeu ți-a vorbit și prin polițistul care a venit la tine și ți-a zis, mă, din mașina asta mai trăiește careva? Și tu te uiți, uimit, și polițistul spune, mă, de aici numai Dumnezeu te-a putut scăpa. Dumnezeu îți vorbește și prin medicul care îți spune diagnosticul pe care tu l-ai primit e atât de grav încât nimeni nu-l putea rezolva. Dumnezeu te iubește. Poate doctorul ăla care nici nu prea crede mult în Dumnezeu, poate că e unul din categoria aia agnostică, dar ți-a zis, Doamnă, Dumnezeu vă iubește. Ai venit exact la timp la analize. Dacă nu vineai la timpul ăsta la analize, să știi că ai fi murit. Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu îți vorbește și prin șeful tău, dragul meu pocăit, care îți spune, mă, dar tu ești pocăit, vezi ce faci. Dumnezeu, dragul meu, îți vorbește și prin colegii ăia de la școală, tu ăsta care vii la biserică și te-ai apucat și tu să faci stand-up comedy și să folosești tot felul de cuvinte și Dumnezeu îți vorbește prin marinarul fenician, cum i-a vorbit lui Iona. Și îi spune lui Iona, Iona, dar parcă tu erai, tu aveai Dumnezeu. Îți vorbește și ție, mă, dar tu la ce biserică te duci? Știți că mie Dumnezeu mi-a vorbit printr-un prieten de-al meu, ateu, medic, în perioada pandemiei și mi-a zis, mă, voi pocăiții și voi creștini în general, tot vorbiți voi de învierea morților, dar acum cu pandemia v-ați blindat. Repetam psalmul 91, deci nu puteai deschide Facebook-ul la vreun pocăit să nu vezi psalmul 91. De sub paturile noastre evanghelice, de mine nu se va apropia. 10.000 vor muri, încă nu știu câte, dar de mine nu, că eu sunt pocăit. Și totuși și de tine s-au apropiat. Și mie, Dumnezeu mi-a vorbit prin omul ăsta și mi-a zis, mă, voi dacă aveți credință, n-ar trebui să aveți și curaj. Și m-am gândit, mă, dar așa e. Dacă aveți credință, n-ar trebui să aveți și curaj. Dumnezeu îți vorbește, să știi. De aceea, ia seama. Să încheie predica aici și înainte de a cânta la final, eu să vă rog, așa cum stați așezați, să lăsăm ca Dumnezeu să vorbească inimii noastre. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Vă mulțumesc pentru atenție, știu că a fost cald. Știu că venim după o zi în care s-a schimbat ora și mai greu să ne concentrăm la o predică, dar vă mulțumesc pentru amabilitate, ați fost foarte atenți. Aș vrea acolo unde stați, să stați cu privirea plecată în semn de rugăciune și în clipa asta să lași ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Atunci când Dumnezeu tace, atunci când Dumnezeu tace, aș vrea să spun ceva, și tăcerea lui Dumnezeu vorbește. Dacă ești în această seară aici și crezi că Dumnezeu ți-a vorbit și Dumnezeu ți-a spus, voia mea e să te pocăiești. Că Dumnezeu îți vorbește prin Biblia asta, nu spune pastorul Adi Mocan, ci o spune Dumnezeu prin Biblie. Și Dumnezeu ți-a spus, cine crede și se botează va fi mântuit.
De ce nu ești gata să asculți astăzi? De ani de zile cineva spune, pocăiește-te. E vocea lui Dumnezeu prin părinți. E vocea lui Dumnezeu printr-un vecin. E vocea lui Dumnezeu pentru un cunoscut. Dumnezeu ți-a vorbit, dar n-ai fost gata să asculți. Ești gata în seara asta. Vreau să spun ceva. Dacă vei fi gata să-i spui lui Dumnezeu ca Samuel altădată, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. În seara asta Dumnezeu se atinge de tine. În seara asta Dumnezeu va lucra așa cum a lucrat în viața lui Iosif și într-o singură clipă viața ta poate fi schimbată. Dacă este cineva în Hristos, spune Biblia, este o făptură nouă. Toate lucrurile s-au făcut noi. De ani de zile ți se pare că Dumnezeu tace în dreptul tău. În seara asta Dumnezeu te-a dus în Biserica Lumina ca să-ți vorbească. Iar eu, ca predicator, nu fac altceva decât să proclam cuvântul lui Dumnezeu și să spun în numele lui Dumnezeu, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Lui Dumnezeu îi pasă atât de mult de tine încât l-a trimis pe Fiul Lui în lumea asta să moară pentru păcatele tale și ai o șansă să fii iertat și salvat și viața ta să fie schimbată prin credința ta în El. Dacă ești gata în seara asta să-i spui, Doamne Tată din ceruri, cred că Iisus Hristos e Fiul Tău care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele mele. Cred că El a înviat, este viu în vecii vecilor. Cred că El este singurul meu mijlocitor între mine și Tine. Doamne, schimbă-mi și mie viața. Vreau să spun ceva, în seara asta Dumnezeu va vorbi în dreptul tău. Dumnezeu va lucra în dreptul tău și Dumnezeu îți va schimba viața. Poate de mult aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească într-un fel sau altul și viața ta să se schimbe. Ia bine seama. Poate e ultima dată când Dumnezeu îți oferă posibilitatea de a asculta. Ești gata să asculți? Dacă da. Dacă e cineva în seara asta aici care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă pocăiesc. În timp ce stăm cu ochii închiși, aș vrea să îndrăznești să stai cu mâna ridicată sus. Acolo unde ești, așezat. Poate de multă vreme Dumnezeu tace în dreptul tău, dar uite că în seara asta Dumnezeu ți-a vorbit. Și vrei să răspunzi vorbirii lui Dumnezeu, să spui, Doamne, n-am mai auzit vocea Ta de mult, dar în seara asta îți mulțumesc că ai vorbit în dreptul meu și îți mulțumesc că ai vorbit exact la situația mea, la cauza mea, la lucrul ăla cu care eu mă confrunt. Doamne Dumnezeule, vreau să răspund cu da chemării Tale. Vreau să spun în seara asta că am nevoie de Tine, am nevoie de prezența Ta în viața mea și cred, Doamne, că Tu poți să-mi schimbi viața. Deci, dacă ești gata să răspunzi cu da chemării lui Dumnezeu, acolo unde ești, în timp ce stăm cu privirea plecată, cu ochii închiși, eu îmi voi ridica privirea pentru că vreau să văd. Aș vrea să îndrăznesc să stai cu mâna ridicată sus. Dumnezeu să te binecuvânteze. E un bărbat aici. Mai în spate, încă un bărbat care ridică mâna sus. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mai încă un bărbat acolo. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mai este cineva în locul acesta, am văzut 3 bărbați care au ridicat mâna sus până în momentul acesta. Aș vrea să îndrăzniți să stați mai departe cu mâna ridicată. Văd și acolo o femeie cu mâna ridicată în partea mea dreaptă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva în seara asta care să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că ai vorbit în dreptul meu, sunt gata să ascult de Tine. Dumnezeu ți-a vorbit pentru că îi pasă de Tine și știe că ești gata în seara asta ca ceea ce ai auzit să se transforme viața ta în credință și în fapte. Dacă mai este cineva, am mai văzut un bărbat care a ridicat mâna sus. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mai este cineva în seara asta. Dacă mai este cineva în seara asta. Poate n-am reușit să cuprind cu privirea toată sala. De aceea aș vrea să mă mai uit odată cu atenție. Am văzut până în momentul acesta 5 mâini care s-au ridicat. Dacă mai este cineva în această seară care să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, sunt în locul acesta. Am nevoie să-mi vorbești. Doamne Dumnezeule, cred din toată inima că în ciuda faptului că ai tăcut până în momentul acesta în dreptul vieții mele, Tu ai pregătit acest moment în care să lucrezi cu putere și vei lucra, Doamne, cu atât de multă putere încât îmi vei schimba viața odată pentru totdeauna. Dumnezeu te poate elibera de lucrurile acelea de care Tu nu te poți lăsa. Dumnezeu poate să schimbe viața pentru totdeauna în seara aceasta. Dacă mai este cineva, mai întreb o singură dată. Încă o mână am văzut ridicându-se. Încă o mână am văzut ridicându-se. Încă 3 mâini am văzut ridicându-se. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu e prezent aici. Dumnezeu e prezent aici.
Da, știu că Dumnezeu e prezent întotdeauna, știu că Dumnezeu e prezent peste tot, dar știu ceva. În seara asta, în Biserica Lumina, se manifestă prezența și puterea lui Dumnezeu. Se manifestă o prezență și o putere care schimbă orice viață. Și în ciuda faptului că Dumnezeu până în momentul acesta a tăcut în dreptul vieții tale și de ani de zile aștept ca Dumnezeu să vorbească, iată că în sfârșit rugăciunile bunicilor tăi, rugăciunile părinților tăi sunt ascultate de Dumnezeu. Poate ei au murit, dar promisiunile lui Dumnezeu au rămas mai departe în picioare. Pentru că asta este viața. Noi murim, dar promisiunile lui Dumnezeu rămân mai departe valabile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți cei care au îndrăznit în această seară, prin ridicarea de mână, să spună: vreau să mă pocăiesc, vreau să mărturisesc în această zi că sunt gata să ascult de ceea ce îmi vorbește Dumnezeu. Aș vrea să vă invit să stați în picioare împreună cu grupul de închinare aici în față. Haideți să ne ridicăm în picioare cu toată biserica. Și aș vrea să continuăm să ne închinăm. Aș vrea să continuăm să ne închinăm. Cei care ați ridicat mâna sus, să știți că aveți o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Ridicarea de mână înseamnă că ai spus lui Dumnezeu: Doamne, ascult de ceea ce Tu îmi spui. Haideți să cântăm, de fapt cântecele noastre sunt rugăciuni. Haideți să ne rugăm cântând. Și următorul nostru cântec este o rugăciune. Promiteți-mi că această cântare, atât cei care ați ridicat mâna, cât și ceilalți, vreau să o cântăm. Dacă nu știți versurile, puteți din când în când să deschideți ochii. Dar dacă știți versurile, cântați-o cu ochii închiși. Ea este o rugăciune. Haideți să începem să o cântăm. Și rămâneți în această atitudine de rugăciune.